acest context în care prinde fake news, mai ales în această perioadă, în toată lumea se uită la știri economice, chiar v-ați discutat foarte bine și vă felicit. În primul rând pentru rolul pe care vi l-a asumat, acela de a prezenta în mod echilibrat și cu profesionalism informații despre economie și finanțe, cu precădere despre piețele financiare non-bancare. În primul rând doresc să felicit pentru toate evenimentele de-a lungul timpului. Ați organizat evenimente online de succes pe teme de actualitate și cu informații foarte importante. Datorită unor firme ca dumneavoastră, premiante, datorită altor firme care nu sunt aici, dar se află în dispozitivul economic, în spatele dumneavoastră, în spatele nostru, pentru că economia funcționează și ea trebuie să funcționeze în această perioadă. Vreau să vă felicit pentru ce ați realizat 3 ani de reușite, ce pot să zic, încă 30, minim. Evenimentele Financial Intelligence întotdeauna au avut greutate. Vreau să vă felicit pentru acest proiect Financial Intelligence și pentru obiectivitatea articolelor pe care le scrieți. Știu câtă muncă, câtă pasiune, câtă dăruire puneți fiecare dintre voi. Aceasta vă face pe voi, cele patru, pe toți oamenii din Financial Intelligence, face absolut special.